Gata? Ok. Salutare, salutare! Iată că revenim cu episodul 5 din Vlog cu Aris! Astăzi vom vorbi despre breakdance, disciplina cu cel mai mare boom al ultimilor ani, dar despre acest boom vom vorbi pe parcursul acestui episod. Vom începe ca de obicei cu o scurtă istorie. B-boy și B-girl este prima denumire a practicanților de breakdance, o denumire comercială, care este un termen folosit prima dată la New York, cam la începutul anilor 1970, fiind înainte de toate o manieră de exprimare a atitudinii unei tinere generații. Breakdance-ul se caracterizează prin elementele sale foarte acrobatice, executate aproape de sol. Istoria breakdance-ului începe în Boogie Down, un cartier din sudul Bronxului, unul din cele 5 arondismente ale New Yorkului, și este strâns legat de destinul unui șef de gang, un lider al unui grup care se raportează la aceleași convingeri în mediul social, urban, în care a luat naștere. Kevin Donovan, care va crea sub pseudonimul Africa Bambata, asociația Black Spades, numită ulterior Universal Zulu Nation, care în 1973, la înființare, își avea sediul într-un ghetou din Bronx, numit Bronx River. Era o organizație internațională care își propunea, la vremea respectivă, să popularizeze cultura hip-hop și pentru a milita la o alternativă pacifistă a nenumeratelor conflicte care tulburau majoritatea cartierelor sărace din New York. În 1975, cel mai bun prieten al lui Bambata a fost ucis într-un asemenea de conflict. Liderul Black Spades a hotărât în acel moment să reunească prin Zulu Nation doar indivizii care să se exprime prin muzică, dans, graffiti și rap. Lui se datorează nașterea fenomenului hip-hop, care include și breakdance-ul. Africa Bambaataa a creat și primul grup B-Boys numit Zulu Kings. Organizația a avut și un cod de legi de moralitate, membrii angajându-se, printre altele, să caute succesul, pacea, înțelegerea, cunoașterea și înțelegerea semenilor, să fie în armonie cu ei înșiși și cu ceilalți, să lupte pentru ideile în care cred, să-și salute confrații cu formule precum Aki Peace, Peace Aki sau Peace Malika, Aki însemnând frate, să respecte toate religiile și credințele, să afirme toleranță, respect, adevăr, justiție, educație, libertate, știință, viață, să protejeze lumea în care trăiesc și să respecte ziua aniversară 12 noiembrie, data de naștere a organizației. Termenul breakdance a fost inventat de DJ Kool Herc, pe numele său adevărat Clive Campbell, imigrant de origine jamaicană, primul DJ de hip-hop din New York. Acesta, observând dansatorii, și-a dat seama că energia lor atinge cote maxime pe anumite pasaje ale pieselor când se aude doar linia melodică de bază și bateria, tobele. La momentul respectiv, cele mai populare dansuri erau Good Food și Popcorn, din piesele Get on the Good Food și Popcorn, de James Brown, numit The Godfather of Soul. La 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 la. Regulile breakdance-ului presupun ca acesta să se practice în echipă sau individual, fiecare dansator executându-și partitura în mijlocul unui cerc înconjurat de ceilalți cu figuri specifice. Beat, acțiunea de a limita sau a prelua mișcarea unui alt dansator. Spin, rotarea pe o parte a corpului. Power move, cea mai acrobatică mișcare. Top rock, pas de pregătire pentru apropierea de sol. Up rock, footwork, mișcare la sol cu picioarele. Phase, mișcări circulare repetitive ale picioarelor. Freeze. Poziție statică pe diferite părți ale corpului și tricks, înlănțuire de frizuri, etc.
Comitetul Olimpic Internațional a introdus breakdance-ul în programul său de evenimente, declarându-l oficial sport olimpic competitiv la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Astfel, breakdance-ul devine singura disciplină de dans care devine sport olimpic. Așa că, dragii mei practicanți de breakdance, trageți tare, munciți mult, fiți serioși și Doamne ajută să reprezentați România la cea mai prestigioasă competiție ever. Și cred că știți ce se va întâmpla acum. Iar o ardem pe magie, dăm slide. Sunt Magic Technology. Nu sunt magician, sunt doar dansator. Unii spun că sunt foarte bun, dar totuși eu zic că mai multe de învățat. Astăzi, după cum bine știți, am vorbit despre breakdance, dar haideți să trecem și la partea practică. Am hotărât să învățăm 3 pași de sus și 3 pași de jos. Haideți să dăm bătaie să vedem ce iese. Începem cu primul pas, basic side step. Avem kick, da? Kick, pășim, ridicăm piciorul, stăm puțin, da? Hop și, hop și, ha? Kick, punem, mergem în stânga. Kick cu același picior cu care am pășit, da? Kick, pășim, dreapta. Kick, pășim, stânga. Kick cu același picior, dreapta. Kick, dreapta. Kick și dreapta. Exact. Hai să facem puțin mai repede și mai repede. Și stânga și dreapta. 5, 6, 7, 8. 1 și 2. 3 și 4. 5 și 6, 7 și 8. Când pășiți, ridicați piciorul ca să vă duceți cu mai mult avânt în dreapta sau în stânga. 1 și 2, 3 și 4, 5 și 6, 7 și 8. Brațele. Avem în față, pășim în lateral. Față, hop, hop, hop. Ei, da? Cam așa trebuie să arate. Și bine, haideți să trecem la următorul pas. Următorul pas se numește basic front step. Vine așa. Pășim în față, aducem înapoi, pășim în față, aducem înapoi, pășim în față, aducem înapoi, pășim în față, aducem înapoi. Toată treaba asta trebuie să fie cu multă energie, da? Hop, 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 da? Avem și o săritură. Pum, hop, pum, hop. Sărim, ei, sărim, ei, sărim, ei, sărim, ei. Aici brațele, în breakdance, brațele pot fi în orice fel. Aici, așa am ales eu să facem. Așa mă simt mai bine, dar voi puteți să faceți șum, bum, șum, bum, șum, bum, șum, bum. Sunt foarte multe variante de brațe și aici mie mi-e mai comod să ducem în față, să ducem în spate, să ducem în față, să ducem în spate. Hop! Hip, hip, hip.
ieșim și să nu ridicați piciorul stâng, puteți să-l faceți aici. Mai că nu mai ridicați și cum pe vouă, mai comod. Eu zic să o dăm pe muzică să vedem cum arată. DJ! Ducem piciorul drept
Și de aici revenim la poziția inițială. Pe muzică.
avem ceva bonus. Astăzi o să învățăm un power move, după cum am spus și în vlog, cea mai acrobatică mișcare, și o să învățăm bear. Sunteți pregătiți? Glumeam! Cam acesta a fost tutorialul, sper că v-a plăcut. O să dăm drum încă o dată la muzică. O să dansăm la liber și de sus și de jos. Și nu uitați să dați share, să creăm o comunitate cât mai mare, subscribe, like, comment și, bineînțeles, clapoțelul! Lejerii! Aris, negoiță!